Salutare și bine ați revenit din nou pe canal. Astăzi avem o problemă la un Mercedes GLE la care urmează să identificăm o problemă. La depășiri, când accelerează puțin mai puternic, trece de 3000 de turații, undeva la 3200 de turații, intră în limb mod, să zicem așa, se limitează. Punem mufa de diagnoză. Și avem acest cod de eroare pe 0299FA. Da? Dacă îl traducem, ne spune că avem o presiune de supraalimentare a turbocompresorului 1. Deci este vorba de un biturbo, este motorul de 2.2 biturbo. Ștergem eroarea. Vedem că eroarea se șterge, deci este vorba de ceva intermitent. Acum trebuie să verificăm pe unde pierde ceva presiune. Furtune intercooler, chiar turbo poate fi de vină. Reamintesc că se aude și undeva aici în partea stângă, da? Se aude un zgomot, un sunet ca și cum ar sufla ceva, dar nu este un suflu de furtun spart. E un sunet puțin mai ciudat. Eu deja am demontat aici niște plastice, s-au verificat toate furtunurile de intercooler. Intercoolerul nu sunt pierderi, nu este urmă de ulei pe nicăieri, nici acest furtun nu este crăpat până în admisie, inclusiv radiatorul s-a demontat pe aici, l-am verificat, nu este spart. Unica problemă ce am găsit-o, ținând cont că sunetul este aici în partea stângă, am găsit aici acest tub este afumat. Și am depistat o problemă, că este un șurub aici care nu este strâns. Efectiv, dacă puteți vedea, acel șurub nu este lipit. Și în mare parte cred că pe aici presiunea se pierde. Pentru a curăța acest tub, pentru că face depuneri aici, mai târziu o să vă arăt ce fel de depuneri sunt acolo.
Acum, după ce am desfăcut și cele două șuruburi din partea asta, scoatem tubulatura. Cam așa arată tubul de la EGR. Au, au, au. Are mare depunere. Urmează să-l curățăm. Cam așa arată cotul ăsta curățat. Da, această țeavă de la EGR care intră în admisie. Am curățat și acolo, am tras cu aspiratorul cât s-a putut de bine. Apoi punem garnitura și o așezăm aici. Ok, am montat conducta, acum punem acest depozit de vid la locul lui. Câteva plastice ce am demontat pe aici și ieșim în probe. Da, am ieșit în probe, să vedem ce s-a rezolvat. Da, se pare că totul este ok. Haide să facem și o diagnoză. Vedem că nu mai dă nicio eroare. Da, nu mai dă nicio eroare. Se pare că problema de aici a fost, s-a rezolvat. Mulțumim pentru vizionare. Până data viitoare, la revedere.